Eu sunt Camelia și astăzi vom pregăti această pâinică fără făină din linte roșie. Ia uitați ce minunăție! Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem Bună nevoie. ziua! Astăzi vom face pâinică din linte roșie. Am pus 250 de grame de linte roșie în apă ieri și am hidratat-o peste noapte. Am strecurat-o și vom avea nevoie de încă un ou, 60 de ulei, 6 grame de drojdie uscată, un praf de sare și de curcuma și de o formă dreptunghiulară de copt. Și acum să blenduim lintea noastră hidratată și începem să blenduim. Odată ce am blenduit și am obținut o cremă, să adăugăm celelalte Vedeți, am ingrediente. obținut o cremă și acum vom adăuga oul cu praful de sare, așa, punem după gust, sare la pâine, așa, punem uleiul și drojdia noastră uscată. Și acum o să adăugăm și curcuma, cam o linguriță. Așa. Vedeți? Le-am pus pe toate aici și cu o lingură vom amesteca totul. Așa, am amestecat totul, după cum se vede, aceasta este consistența. Și vom pune totul în această formă din silicon. O formă sau o formă de copt. Și vom turna totul aici, în forma mea. Vedeți? Și punem așa totul în forma noastră din silicon. Am pus în formă, o batem așa bine și acum o lăsăm la crescut circa o oră, două, să se activeze drojdia și după aceea vom da la cuptor la 170-175 de grade, circa 50-60 de minute. Încercăm cu o scobitoare. Pâinica mea fără făină cu linte roșie este gata. Am lăsat-o puțin să se răcească și acum să o scoatem din formă. Și scoatem din formă. Ia să vedem. Ia să vedem. Uitați cum iese aburul. Ah, ce bine arată! S-a și rumenit un pic. Ia uitați, pâine. Vedeți? Pâine fără făină. Și acum să tăiem o feliuță să vedem cum arată și în interior. Ah, arată minunat! Uitați cât este de moale și de pufoasă. Încă este fierbinte. Un deliciu! Ia uitați ce minunăție avem noi aici. Pâinică fără făină. Vedeți că încă iese aburul din ea.